Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Sub sintagma proiectei europene a fost votat în Consiliul Municipal Chișinău contractul cu BERT pentru reabilitarea termică a clădirilor. Acest aspect vom încerca să-l discutăm astăzi împreună cu invitații studioului nostru, care sunt Vitalie Mucan, consilier PSRM CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Ruslan Surugiu, expert economic. Bună seara și bine ați venit, domnule Surugiu! Bună seara! Domnule Mucan, haideți să ne axăm pe acest proiect și despre procedura care trebuia să fie respectată din punct de vedere juridic. De ce? Pornind de la faza inițială, au fost comise mai multe erori. Vă rog. Deci, din punct de vedere a nostru, procedura a fost încălcată din start, din punct de vedere juridic. Deci, în primul rând, contractul dat trebuia să fie votat și aprobat de către Consiliu și apoi trebuia să fie semnat de către primarul general. Deci a fost făcut invers. În decembrie primarul a semnat contractul și în contract a fost stipulat că până pe data de 5 martie trebuia să fie aprobat de către Consiliu. Până pe 5 martie nu a fost aprobat de către Consiliu și pe data de deci săptămâna trecută, joi, a fost, pe data din nou, îmi pare, da, a fost votat, aprobat de către Consiliu, ce iarăși este încălcarea procedurii. Mai fost, deci pe data de 4, a fost ședință, a fost o masă rotundă, unde au fost prezenți mai mulți reprezentanți societății civile, consilieri municipali din aproape toate fracțiuni și experți în domeniu, reprezentanții termoelectrică, unde s-au discutat referitor la contractul dat. Deci, în urma mesei rotunde, a fost elaborată o notă de poziție unde au fost scris mai multe neconformități urma studierii acestui contract. Și a fost propus următor, ca să fie să fie prezentate și publicate documentele solicitate în prezentă notă. După ce noi facem cunoștință cu documentele date, să avem o dezbatere publică pe subiectul dat și a treilea pas să fie votată și prezentat către Consiliu și susținut de către Consiliu și aprobat. Domnule Surugiu, mai mulți specialiști s-au arătat foarte reticent în raport cu acest proiect. Care este viziunea dumneavoastră? Eu în mare parte mă alătur la acea notă de poziții care a fost luată la acea masă rotundă. Eu personal nu am participat, dar colegii mi-au transmis ce s-a discutat. În principiu, eu sunt împotriva lucrurilor făcute nu corect. Deci, cu toate că primarul general în situația actuală ar putea spune că opoziția din Consiliu caută nod în papură, gen de asta, eu nu-i dau deloc dreptate, pentru că sub sintagma de proiecte europene încearcă să ascundă niște fără de legi până la urmă. Și eu, ca și cetățean acestui oraș, care va fi direct afectat de către acest proiect sau mai bine zis rezultatele sau nerezultatele acestui proiect, mă interesează ca să nu ajung la rezultate negative. Deci pentru aceasta colegul de platou nu a menționat un lucru esențial. Orice proiect de genul ăsta de anvergură necesită o consultare publică. Înainte de a fi pus chiar și pe masa Consiliului Municipal, el trebuie să treacă un filtru. De asta și spune o consultare publică, unde vin reprezentanții societății civile, antreprenorilor specializate, proiectanți, deci sunt multe părți implicate, pentru că este un proiect care atinge mai multe aspecte. Și atunci când se trece prin acest filtru, toate cele colțuri care pot crea ulterior probleme, ele sunt înlăturate.
Deci lucrul ăsta nu s-a făcut, cu păreri de rău. Noi am încercat să atenționăm și să tragem într-un fel la responsabilitate primarul general, înaintind o petiție din partea societății civile încă în luna noiembrie, prin care am cerut deci, și publicarea contractului sau proiectului contract cu BERD, condițiile care se discută. Ați primit un răspuns? Nu am primit niciun răspuns, chiar conform legislației trebuia să o primim, măcar un refuz, dar trebuia să primim un răspuns. Acest lucru nu s-a făcut, pe noi asta nu ne-a surprins. Dar asta, în principiu, arată calitatea gestionării acestui oraș, cu păreri de rău. Dar noi nu trebuie să tolerăm lucrul acesta. Deci, mai departe, desigur că apar multe întrebări și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere a gestiunii a unui asemenea proiect de anvergură. Deci, prima întrebare la mine care apare este cum se asigură un mecanism de de a face cât mai transparent procesul, de a nu permite abuzuri și dilapidări de fonduri. Deci o spun la direct pentru că lucrurile astea se întâmplă în majoritatea cazurilor. Și cum să se facă ca acele standarde impuse până la urmă să care sunt impuse să fie până la urmă realizate, pentru că dacă să ne uităm cum este acum aranjat acest proiect după ce, cum a povestit și primarul general la o prezentare care a făcut-o în cadrul ședinței și chiar același consultant care este, deci consultantul s-a referit mai mult la aspectele tehnice, dar aspectele de gestionare și manageriale el mai puțin s-a referit, pentru că cred că nici nu are mandat pentru lucrul ăsta. Deocamdată primăria, în persoana domnului primar general, și-a asumat această responsabilitate și eu pot să spun cu toată responsabilitatea că acea schemă care este acum prevăzută, în loc să asigure o corectitudine, din contră lasă locuri pentru a mușamaliza, pentru a face lucrurile cum se fac de obicei în Republica Moldova. Și cel mai rău este că deci toate lucrurile acestea vor să le acopere cu sintagma proiect european și partenerii europeni și așa mai departe. Deci asta este lucrul cel mai grav. Domnule Mucan, am vorbit despre un fapt astăzi, aici lipsa de transparență în primărie. Până la urmă, domnul primar, atunci când prezenta acest proiect, spunea despre o multitudine de lucrări ce urma să fie efectuate. Până la urmă, în proiect, o parte dintre ele nu le găsim, e așa? Haideți să deschidem parantezele și să explicăm telespectatorilor care e adevărata stare de lucruri. Da, deci primarul a discutat și a vorbit mult și frumos ca să fie reabilitate clădirea, să fie reabilitat sistemul de încălzire, să fie încălzire pe orizontală, dar noi avem un proiect unde este stipulat numai două careva subiecte, numai izolarea pereților, izolarea acoperișului, ventilare și iluminat interior. Deci, la ce vreau să refer, să atrag atenție. Deci, pentru izolarea pereților la noi. Deci, da. Acest proiect e pe site-ul primăriei. Și e stipulat izolarea termică cu EPS de până la 100 mm. EPS asta polistirol. Da. Deci penoplast. Care nici într-un caz nu poate fi folosit pentru izolarea termică a clădirilor, anume a spitalelor, a grădinițelor. Că el nu... deci clădirea nu respiră când e izolat cu acest polistirol. Umiditatea în clădire scade, ceea ce foarte grav pentru sănătatea oamenilor. Dar noi aici avem școli, grădiniți, înseamnă că e grav pentru sănătatea copiilor noștri. Mai sunt, iarăși, cum s-a vorbit din start, idei, deci noi, importanța acestei, implementarea acestei idei, ca idei, e foarte importantă pentru Chișinău. În primul rând,
de a schimba sistem, de a izola clădirile, de a schimba aspectul vizual al clădirilor, de a îmbunătăți condițiile. Dar noi avem cu tot alt proiect. Care nu corespunde acestor realități. Care nu corespunde, corect. Și ca rezultat, chiar dacă proiectul dat a să fie implementat 100% cum e descris în proiect, noi n-a să avem rezultate care vrem, dorim să avem. Că, în primul rând, nu poți, deci rezultatul care? Ca să fie, să scadă, deci cheltuieli pentru încălzire în clădire. Da, eu sunt de acord, dacă de izolat clădirea, n-a să iasă căldură din clădire. Dar la noi cea mai mare problemă în sistemul de încălzire. Și pentru asta este necesar, cum s-a vorbit din start, ca să fie schimbat sistemul de încălzire la unul mai performant. Pentru asta trebuie sistemele de încălzire, ITP-uri, punct termic individual în fiecare clădire. Pentru asta trebuie de schimbat sistemul de încălzire. Ca noi să putem regula temperatura în fiecare, la fiecare etaj, în fiecare secție aparte. Deci, dar la noi cum o să prinească? Nu o să învalească, o să izoleze clădirile, corect? Și iarăși, într-o secție a să fie prea cald și a să deschide ferestrele, într-a doua secție a să fie mai frig și n-a să deschide. Și noi n-a să avem rezultat care dorim să-l avem. Domnule Sorogeu. Eu aici vreau să completez puțin pe domnul Mocanu. Da. Deci, da. Aspectele tehnice, în principiu, presupun, cum a spus domnul primar, cum s-au făcut audite energetice, presupun că s-au făcut. Deci, pentru că e imposibil să mergi cu un asemenea proiect fără a face cât de cât o analiză. Faptul că la anumite clădiri există, la anumite clădiri nu există chiar măsuri pentru sisteme interioare, asta trebuie de verificat. Deci în cazul în care deja există asemenea sisteme care pot fi practic folosite, adică să reglezi căldura, ceea ce e un element extraordinar de important dacă vrem să obținem ceva, atunci, da, deci într-un fel asta trebuie de verificat de la clădire la clădire, făcut un fel de revizuire a pachetului. Pe mine ce altceva mă deranjează ca cineva care am deja experiență cu asemenea proiecte, este că să nu se creeze niște așteptări goale sau exagerate. Deci atunci când se face un audit energetic, auditul energetic de obicei are anumite standarde. Deci, pe care suntem obligați să le respectăm. Da, când se calculează deci consumul de energie sau necesarul de consum de energie, mai bine spus, pentru că spre surprinderea noastră, când noi am făcut mai multe proiecte de genul ăsta, ne-am dat seama că, de fapt, consumul de energie în clădire, el nu se ridică la nivelul necesarului, după cum a fost proiectat clădirea. Deci el nu asigură confort termic necesar, nu asigură iluminatul necesar, nu asigură ventilație necesară, umiditatea aerului, și adică sunt mai multe elemente care trebuie să spună chiar în special la grădinițe, spitale, deci lucrurile astea sunt foarte importante. Deci, în cazul în care noi avem clădiri care are un anumit consum de energie la moment, da? Se presupune cu 100.000 de lei pe lună. În urma măsurilor de eficiență energetică, chiar și dacă facem tot complexul din cap-coadă, izolare, sistem, reglări, iluminat cu senzor, deci tot la pachet, noi putem să avem surpriza că nu avem chiar așa reduceri de consum la factură, de facto, pentru că din start, când s-a făcut această analiză, clădirea nici nu consuma ca să asigure confortul necesar. Deci noi prin măsurile acestea atingem confortul necesar, dar reducerile nu sunt acele 30, 40, 50%, dar sunt 10%, 15%. Și atunci nu fie un șoc pentru cineva. Deci eu am ridicat această întrebare, partea financiară, dacă asta este realistă sau este teoretică.
Pentru că Consiliul Municipal, când își face un buget, da, spune că ok, și primarul strigă acum sus și tare, că noi o să avem reduceri de consumuri și respectiv a facturilor, că rămân atâția bani, că noi nu știm ce facem cu banii ăștia. Da? Cam așa s-a exprimat. Ori realitatea spune cu totul altceva și să nu fie surpriză pentru acești consilieri, pentru că da, la anul viitor, când se presupune că se face 10 clădiri în timp de un an de zile, și după un an de zile când se arată rezultatele, spune că stați puțin, dar de fapt noi acolo nu avem acele 30% reducere. Despre consum. Care ați vorbit. Da, unde sunt banii? Și atunci iarăși se întreabă, dar unde sunt banii? Da? Iarăși, pentru că, iarăși spun, proiectul este destul de complex, este strict necesar, nici nu se discută lucrul ăsta, este strict necesar. Dacă noi vrem ca să nu avem impact asupra bugetului municipal și pe viitor, că creșteri de tarife, vedeți că se aude, da? Deci termoelectrica cere creșterea la energie termică. Gaz natural fenos cere pentru energie electrică, ceea ce este logic în situația actuală. Deci noi trebuie să ne așteptăm la niște creșteri permanente a cheltuielii pentru energie. Și pentru a evita lucrul ăsta, măsurile de eficiență energetică ne duce la, adică evităm acest risc și mai mult ca atât putem să avem și careva mic beneficiu. Dar nu trebuie să aștepte lumea că vom avea milioane de lei care pur și simplu vor curge într-un fel ca rezultat acestui proiect. Să nu aibă așteptări. Da, eu rămân albi aceea ce spuneți dumneavoastră, aspectul financiar, și chiar mi-am notat. Profitul va fi redirecționat la achitarea creditului. Așa, domnule Mucan, ce facem cu școlile, ce facem cu grădinițele? Da, deci eu ce vreau să adaug, ce și s-a referit colegul meu, concluzii. Economiile de energie vor depăși 60%. Eu nu știu de unde ați găsesc 60%. Și a doua întrebare care am vrut să menționez, că au făcut grafic, deci integrat selectarea grupului țintă. Deci, ei cum au făcut? Kilowatt oră pe metru pătrat. Deci ei au calculat cât consumă, câte gigacalorii și cât kilowatt oră pe metru pătrat. Atât. Asta a fost auditul energetic. Din ceea ce vedem noi din proiectul. Din datele prezentat. Pe care ne le oferă. Da, da, no. Din proiectul. Domnul Cane, asta poate fi doar un criteriu, nu? E greu de spus. Da, de acord. Da. Și la redicționarea banilor. Da. Noi ce, dumneavoastră v-ați referit că Consiliul a să aștepte bani în plus. Deci, spitalele achită energie termică din sursele care vin de la CNAM. Deci, bugetul municipal e creditul, achită creditul dat, dar bani nu se intersectează. Deci, în principiu, procentul ăsta care economie ar fi trebuit de la CNAM să fie transferat la municipiu și municipiul atunci să transfere, să întoarcă creditul. Dar noi cum spunești? Consiliul Municipal e creditul sub 5% anual și pe urmă CNAM-ul economisește sau spitalele economisesc bani. Deci bugetul începe și nu va finanța CNAM-ul? Așa este. Așa, nu numai CNAM-ul și guvernul. Că și dacă nu greșesc, CNAM-ul e Da. Eu îmi zic că dacă nu greșesc, că nu pot să vă spun 100%, dacă nu greșesc, școlile fix același lucru. Că nu bugetul municipal achită consumul energiei termică. Nu, de acord. Da. Aici, ca clădiri publice, deci la bugetul municipal se referă doar grădinițele. Pentru că școlile... Nu cunoșteam spitalele, dar școlile, sigur că se referă la minister, deci au un buget fix. Da, și atunci într-o fel, dacă economisesc ceva bani, conform ultimilor reguli, cei bani pot să-i folosească în aceeași școală. Nu știu în cazul spitalelor dacă este aceeași regulă de bugetare. Dacă ar fi aceeași regulă, atunci ar fi un beneficiu însăși pentru spital, doar că bugetul municipal nu are niciun efect mai mult ca atât, adică într-un fel finanțează curtea altcuiva. Corect. De asta și, deci proiectele eficiența energetică prezintă că investești, dar creditele trebuie să vină înapoi. Total de acord. Din marja asta care rămâne anume economie.
Dar... Mai mult ca atât, da, mai mult ca atât, eu aș merge și mai departe, dacă domnul primar general ar intra în esență la asemenea proiecte, se face un fond special, așa numitul revolving, deci unde banii ăștia economisiți se direcționează în fondul acela special creat și banii cei sunt folosiți pentru ulterioare proiecte de genul ăsta și în felul ăsta se măresc numărul de clădiri care beneficiază de asemenea măsuri. În cazul ăsta, deci, este și mai grav pentru că banii municipiului se folosesc pentru finanțarea obiectelor care nu țin de municipiu, nu țin de bugetul municipal. Și atunci spuneți-mi eu ca cetățean a municipiului care plătesc și în bugetul municipal, eu ce am de la această afacere? Spuneți-ne, vă rog, termenul de rambursare a împrumutului este de 10-15 ani din datele pe care au obținut noi ziariștii, iar primăria propune ca locatarii să contribuie cu 10% din costul total de rambursare sau de restaurare a unui bloc. E real lucrul ăsta? Ce se propune? Ați atins o întrebare mult mai gravă, mai complexă, pentru că la ședința care a fost, unde primarul general a făcut prezentarea proiectului, eu am pus întrebarea. Voi veți lucra cu clădirile publice sau și cu cele locative? El a spus atunci că s-au limitat doar la cele publice. Ulterior la ședința din 9 martie, pe finalul ședinței, corect? Corect, ultimele două minute. Au spus că stați că avem și câteva clădiri locative care trebuie să fie incluse acum în proiect. Ori la clădirile, dacă la clădirile publice noi mai înțelegem care este fluxul financiar, așa că înțelegem că finanțăm și o grada vecinului, da? La clădirile locative acolo în general e cu mult mai complex. Deci ce se întâmplă? Primăria ia acest credit, finanțează lucrările în sectorul privat, merge cu toate riscurile pentru a garanta, pentru a întoarce, a rabursa acest credit dacă în cazul în care nu merge bine proiectul la sectorul privat. În același timp, sectorul privat a condiționat să întoarcă 10% din proiect, 90% fiind pe toți ceilalți locuitori a municipiului. Așa este, corect? Acum, iarăși primarul general una spune și alta face, pentru că a spus următoarea. În sectorul locativ se va elabora un mecanism care să nu afecteze pe toți ceilalți locuitori. Deci, eu dacă doresc să-mi fac lucrări de eficiență energetică în blocul unde locuiesc, eu, cu vecinii, da, suntem uniți, conștienți de faptul că ne trebuie, deci noi facem asemenea și ne asumăm toate și riscurile și cheltuielile pentru un asemenea și beneficiile unui asemenea proiect. Ceea ce face acum primarul general este că câteva blocuri, nu se știe cum și acele vor fi selectate, vor beneficia de asemenea proiecte pe spatele la toți ceilalți locuitori. Este corect? Nu este corect. Deci, și asta nu mai vorbim acum de 5 blocuri, dar dacă mâine poi mâine să fie 50 blocuri, 500 de blocuri, ce faci cu toți ceilalți? Până la urmă iese că de exemplu, 60% sau 70% din populație vor finanța 30% sau 10% din populație din Chișinău. Da? Și ceilalți nu știe când vor beneficia de un asemenea proiect. Dacă se merge după schema domnului primar general, dar sigur că domnul Chirdoac nu va mai fi primar la timpul acela. Deci, el din start creează o schemă incorrectă, care va duce la situații conflictuale, asta este sigur, pentru că vă dați seama, lumea când va afla că iată eu din impozitul meu, care de fapt ar trebui banii să meargă la trotuar, la grădiniță, să mărească, de exemplu, deci, hrana pentru copii la grădiniță, sau deci lucruri care tot se afectează, merge spre beneficiul cuiva, pentru că o clădire e reabilitată termic, o clădire locativă, automat îi crește prețul la apartamentele din clădirile respective. Deci, noi toți finanțăm pe cineva ca să fie mai cald și mai bine și totodată îi mărim și prețul la imobil și toți ceilalți stăm și așteptăm rândul nostru când? Peste 100 de ani? Domnule Mucan, chiar vroiam să vă acord această întrebare. Cum va fi selectate aceste blocuri și de ce anume X și nu Y? Deci cu blocuri foarte multe întrebări. Blocul, cum a menționat colegul, blocuri au apărut
când la o ședință a domnului primar. Deci, dar noi nu vedem în proiectul dat, noi nu vedem. Noi vedem 22 de instituții, licee, spitale și grădiniți și atât. Și integrat grupul țintă, grupul 1 plus adițional 119 clădiri în total. Da, așa este cifra. Noi nu vedem care sunt clădiri, care sunt criterii. Poate a fi un concurs, că, de exemplu, fiecare clădire a poate participa la concurs. Atunci, altă întrebare, că, de exemplu, noi participăm, dar, iarăși, trebuie să fie făcut, încheiat contract între primăria și între gestionarul. Gestionarul, din punct de vedere juridic, poate fi numai, la momentul de față, poate fi numai CCL, ACC, Asociația cu Proprietari în Condominiu. Alte asociații sau alte forme de gestionare nu pot participa din punct de vedere juridic. MGFL-uri la momentul de față, toți sunt în proces de insolvabilitate, tot nu pot participa, dar iarăși noi am văzut proiectul Morev la care au participat MGFL-urile și iarăși au schimbat geamuri și uși unde două clădiri unde obște nu au fost, deci tot nu ieșe din situație. Și noi avem numai ACC-ul. Deci, dacă ați participi ACC-ul, trebuie să fie încheiat contract, trebuie să fie responsabilitate, trebuie să întoarcă banii ăștia. Deci, noi n-am văzut proceduri. Noi de ce am insistat pe transparență și pe dezbateri publice? Noi pentru ce am insistat pe astea 23 de puncte? Ca să fie prezentată informația cu procedura de achiziție lucrărilor, contract de performanță energetică. Contract de performanță energetică presupune încheierea contractului primărie și gestionarul clădirii cu privire la întoarcerea creditului. Diferența asta în preț care a să achite fiecare, de exemplu, locuitor, diferența a să fie întoarsă creditul. Noi nu am văzut lucrurile acestea. Domnule Sorogiu, avem proiectul Morev, cu care am dat-o în bară. Mergem acum pe aceeași linie, pe același traseu? După cât se pare, da, mai mult așa reiese, pentru că proiectul ăsta nu este pregătit. Deci experiența negativă cu Moreful, deci ideea Morefului a fost foarte bună, deci susținerea fondului locativ în îmbunătățirea performanțelor energetice. Da? Iarăși, proiecte de eficiență energetică să fie făcute în sectorul privat. Din motive cadrului legal, a cadrului instituțional existent acum, deci Moreful nu a realizat mai mult decât semnarea cărora contracte cu MGFL-uri pentru schimbarea ferestrelor la casa scărilor. Ceea ce mie mi se pare că a fost mai mult ca un gest de a arăta că ar putea să arate altfel clădirea în cazul în care și așa mai departe. Deci, pentru că de punct de vedere financiar sau tehnic, efectul este practic infim. Mai mult ca atât, deci în afară de faptul că iată, da, s-au spus deficiențele astea, că s-a făcut o mică revizie a proiectelor efectuate în cadrul a lucrărilor făcute în cadrul acestui proiect, s-a depistat că multe lucrări nici nu au fost efectuate, banii au fost transferați, deci dacă, probabil că asta e mai mult o chestie pentru o procuratură să înceapă a analiza ce s-a întâmplat acolo și de ce așa s-a întâmplat. Unde s-au cheltuit banii, pentru că e imposibil să pui semnătura că s-au făcut lucrările dacă clădirea nici nu există. Deci, unde s-au făcut lucrările? Deci, a doua întrebare este iarăși partea financiară, pentru că banii care au fost cheltuiți pentru aceste lucrări, până la urmă au fost trecute pe spatele bugetului municipal. Contractele acestea din start nu trebuiau să existe pentru asemenea lucrări. Contractul cu MGFL-ul nu pot exista pentru că MGFL-ul este gestionar, el nu este proprietar, el este gestionar. Două lucruri diferite. Totul diferit. De atâta și domnul consilier spune că ca formă de gestionare
Pentru partea, deci contractantă, poate fi doar condominium, asociația în condominium, care este proprietară a imobilului, a bunurilor la care se fac aceste lucrări. MGFL-urile este acel gestionar care dirijează, strânge banii de la cineva și îi trimite mai departe pentru anumite servicii sau mai angajează pe cineva ca să facă sumături sau careva reparații. Servicii. Dar nici de cum el nu poate fi parte contractantă. Mai ales aceia care se pună semnăturile sub un proiect investițional. Deci, din punctul ăsta de vedere, iarăși, primăria nu a pregătit proiectul, nu a făcut nicio referință la experiența cu MOREF-ul, care a fost până acum. Schema, cum va fi realizat proiectul, cine și pentru ce răspunde, cum este fluxul financiar, cum este responsabilitatea pentru lucrările efectuate, cine contractează, cine verifică. Deci lucrurile astea nu sunt descrise. Se merge la semnarea unui contract fără a fi pregătit acest teren, mie mi se pare o crimă. Pentru că în același contract, pentru neutilizarea banilor, primărie plătește penalități. Deci tu din start știi că mergi la o penalitate pentru că la tine nu este pregătit nimic. Deci chiar și dacă ai pregătit tot terenul din proiectele, din experiență, oricum apar momente care trebuie pe parcurs rezolvate și poți să te diversezi anumite procese din proiect. Dar atunci când tu nu ai deloc pregătit terenul, deci tu automat o să mergi la anumite penalități. Deci domnul primar este de acord personal din buzunar să achite aceste penalități. Pentru că până la urmă el este cel motor care împinge cu tot din adinsul acest proiect fără a fi discutate, inclusiv momentele acestea la care facem referință, care neapărat vor duce la crearea acestor probleme. Vor fi deci mult mai costisitor pentru buget, cu toate că este un proiect destul de important și necesar pentru municipiu și pentru locuitorii săi. Primarul general, prin acțiunile sale, o să ducă la o antipublicitate acestui proiect. Domnule Mucan, de ce nu este implicată termoelectrica? Vreau să adaug numai unul. Deci, ca toți cetățenii să știe că pe data de 5 a fiecare luni noi achităm câte 2500 de euro penalitate pentru neutilizarea creditului. Deci acum două luni au trecut, noi de acum am achitat 5000 de euro berdului. Da. Și cu termoelectrica. Noi am întrebat la masa rotundă, au participat și reprezentanții termoelectrică. Noi am întrebat pe dânșii de ce nu sunt atrași în implementarea proiectului. Ei au spus că sunt gata și așteaptă ca să fie atrași în acest proiect, că nu, mai bine decât ei, nu știe nimeni probleme și cum să implementeze proiectul dat. Dar studiind proiectul dat, noi vedem de ce nu s-a atras. Că s-a vorbit că a să fie schimbare, deci intervenție și în sisteme de încălzire, dar la sisteme de încălzire noi vedem numai un punct, că a să fie schimbat... Так, ну гасеск. Дич, а Софии... Bine, nu găsesc. Deci a să schimbe numai asta... Ramele? Nu. Care acoperi țevile este... Izolarea țevi, atât. Mai mult noi nu vedem care schimbări sau ceva să intervine din punct de vedere a sistemului de încălzire. De asta și automat avem răspuns de ce nu e atras termoelectrică. Ei n-au de gând, primăria n-are de gând să schimbe sisteme, să intervie în sistemele de încălzire. Domnule Mucan, răspunind acest proiect pe care l-aveți și dumneavoastră în față, mi-a tras atenția cel puțin o cifră la costul pentru termopane, da?
Dacă nu mă înșel memoria, acolo este 100. Da, 100, 101 euro. Euro. Deci, costuri specifice. Costul real pe piață bănuiesc este un altul, este unul mult mai. Deci, da, eu tot am tras atenție că eu chiar am deschis, costul real este de la 35 de euro, dar costul mediu pentru un metru pătrat 50-60 de euro. De unde au găsit 101,4 euro metru pătrat, eu nu știu. Dar iarăși apar dubii față de prețuri și la ceilalți. Ventilare, 60 de euro metru pătrat din suprafață încălzită. Eu cam nu înțeleg. Cam exagerate. Da, de exemplu, dacă suprafața încălzită într-o odaie e 30-50 de metri, cam e scump iese ventilarea și apar foarte multe întrebări. Și v-am spus și cu, începând cu materiale care nu coincid și nu, deci iarăși, nu specialist mare, dar dacă introducem izolare termică cu EPS, EPS da. E polistirol clasa E care e presat. Expandat. Care se utilizează pentru podele, pentru acoperișuri și atât. Dar noi vedem pentru spitale, pentru pereți, toate se folosește așa fel de... Nu, deci la noi s-a folosit. Asta este altceva. Deci, asemenea materiale este în principiu cerințe în față de norme de construcții. Și până la moment ele au fost folosite, au fost acceptate. Dacă nu mă înșel, de acum de recent ele nu mai sunt acceptate pentru clădirile publice. Posibil din considerentul că au fost câteva cazuri când grădinița pur și simplu a luat foc de la această, nu au fost efectuate lucrările corespunzător și au luat foc. La costurile de referință care le spuneți, eu puțin surâd pentru că da. Noi avem un proiect similar în orașul Orhei, finanțat de Comisia Europeană și noi acolo în principiu au trecut mai multe etape, încă n-am ajuns la etapa derulării lucrărilor, dar anumite analize deja s-au făcut. Ceea ce spuneți cu costurile de 60 de euro pe metru pătrat, nu știu dacă asta corespunde realității, dar asta mi se pare cu totul ieșit din comun. Da, deci asta e ieșit din comun. Nu poate exista așa prețuri, nu știu, poate au greșit cei care au elaborat această informație, dar totuși cheia sau da. Momentul principal la acest proiect. Când am spus despre mecanismul de asigurare unei transparențe și corectitudine a implementării proiectului, trebuie să ai un corp, un organism care va fi un filtru la tot ce se întâmplă, pentru că interesul major, o spunem pe șleau, interesul major la acest proiect sunt procurările, deci semnarea contractelor pentru lucrările de izolare, de instalare și așa mai departe, corect? Deci acolo este interesul cel mai mare și probabil că deja sunt și jucate cărțile, cine trebuie să câștige. Deci, eu vreau chiar aici să ne oprim. Dar aici, noi, ești la cea ședință, am ridicat întrebarea, dar cum asigurați această transparență și corectitudine? Pentru că s-au vorbit și cu alți consilieri și le-au spus că normal o schemă unui asemenea proiect, deci este un consiliu de supraveghere, este unitatea de implementare a proiectului care deja într-un fel s-a spus că va fi creată și sunt beneficiari, este finanțatorul, sunt mai mulți. Deci până acum ce am înțeles, primarul avea de gând ca unitatea de implementare să fie responsabil și pentru procurări, corect? Pentru organizarea licitațiilor și așa mai departe, da? Gestionarea banilor să fie făcută de către direcția construcției, a primării. Da. Deci asta este o schemă foarte simplă de lapidare. Pentru că aceeași unitate este creată de către primarul general, fără nicio transparență, deci nu s-a pus câți vor fi, cine vor fi, cum vor fi selectate acele persoane, dar din experiența care au fost cu alte proiecte până acum,
cunoaștem ce a fost. Acum, ar trebui să existe acel consiliu de supraveghere care să preia anumite, să preia funcțiile de selectare sau de organizare a licitațiilor, de semnarea câștigătorilor de la acea unitate de implementare. Și în acel consiliu de supraveghere trebuie să ai reprezentanți de la, spun, în primul rând de la toate fracțiunile din consiliul ăsta, nu se discută. În afară de aceasta, trebuie să ai experți în acel consiliu care poate să spună e bine sau nu e bine ceea ce propune un contractant. Deci trebuie să ai poate reprezentantul finanțatorului acolo. Deci lucrul ăsta, deci tu dacă dorești să implementezi un proiect cât mai deschis, tu în principiu nu ai pretenții față de așa ceva. Haideți, deci sunt pentru, facem. Deci ce au făcut la ședința aceasta când s-a votat acel contract, semnarea contractului? Facem consiliu. Și în consiliu cealaltă cine a fost? Reprezentanții PLE-ului, PPE, deci PD, cine a fost acolo, da, care a fost pentru proiect, aceia au intrat și în consiliu, fără, și nici nu are atribuțiile acestea de selectare a învingătorului la licitație. Trebuie să ne așteptăm, cer scuze, trebuie să ne așteptăm la cea mai mare surpriză atunci când va avea loc primele licitații. Continuăm ideea domnului Surugiu. Părerea mea că licitația să fie mușamalizată și noi n-a să vedem și n-a să nu prea să știm când să petrec licitațiile, având în vedere că în comisia intră numai cei care au fost pentru implementarea acestui proiect și sunt, așa să spunem, susțină aceste proiecte și n-a să dăie multe întrebări. Și noi a să avem primele surprize nu știu când. Dar nu vi s-a părut straniu că în afară de fracțiunea pe care o reprezentați, toți în CMC au susținut proiectul? Noi am încercat să atragem atenție. A fost și abținere. Da, și abținere. Da, noi am încercat să atragem atenție colegilor noștri că ar fi probleme, dar avem ceea ce avem. Vedeți că când o să vedem rezultate. Aici e greu de spus. De exemplu, la Ștefan cel Mare, noi zi la zi mergem pe drumurile astea și vedem rezultate. Dar la un spital sau la o grădiniță nu ne confruntăm în fiecare zi. Și să vedem că se face un an, doi, trei, de exemplu. Da? Peste 2-3 ani, eu așa mă gândesc că noi să vedem și oricum să atragem atenție oamenilor, cetățenilor, cum să efectuează lucrările cu abateri. Dar tot asta e timp. Dar să vă spun eu din experiența noastră, că am avut ocazie nu doar să facem audit energetic, dar și să ne întâlnim cu proiecte deja realizate în trecut și la care primarii, directori de instituții și mai departe se plâng de anumite momente. Deci proiect făcut cu 5-7 ani în urmă începe a arăta rezultatele negative și atunci când intră în esență atunci vezi că nu s-a făcut corect lucrările, de ce se pornește? Lucrările nu s-au făcut bine, materialele nu cele mai calitative și așa mai departe. Dar atunci când se fac lucrările, deasupra s-a vopsit tot, de unde să știi ce e acolo sub acea vopsea, da? Trebuie să ai, de asta și spun că când se face un proiect de genul ăsta, trebuie să ai mai multe elemente, inclusiv supravegherea tehnică, care este o companie independentă, care nu se uită nici la primar, nici la consilier, la nimeni nu se uită, el ține la imaginea sa și îl duce și verifică. Și nu pune semnătura sub lucrările primite până când nu corespunde calității. Lucrul ăsta este din start eliminat de către primarul general. Motivul este foarte clar, pentru că scrim una, facem totul alta și respectiv în buzunar ne rămâne cu mult mai mulți bani. Deci e o schemă banală de a fura banii și dacă primarul general vrea să demonstreze cu totul altceva, atunci să se întoarcă frumos la propunerile societății civile inclusiv și a altor parteneri, inclusiv și termoelectrica, a consilierilor și să revedem lucrurile acestea, să creăm cât nu-i târziu, să creăm un mecanism foarte clar care nu ar permite, deci, aceste deficiențe, ca să nu ne trezim 5-7 ani de zile să spunem că s-au pierdut banii, pentru care bugetul în fiecare an trebuie să plătească mulți ani după aceasta, efectele nu sunt acele care le-am așteptat, deci întoarcem banii și până la urmă în loc să avem plus, să avem minus. Domnule Mucan, mai avem o minut în cadrul acestei emisiuni. Eu aș anticipa poate întrebarea foarte multor telespectatori. De ce? Berdului și Beiului s-a făcut jale de noi și ne-au oferit acest credit. Poate este cea mai banală întrebare, dar
cred că are... are... Și răspunsul e destul de banal. Da. BERT și BI nu acordă banii gratis. Deci, ca să înțelegeți corect, asta și noi am să o aud. Creditul în valută, în euro, cu 5% anual, e foarte bun procent. Din informația care ne-a prezentat colegii noștri din CMC, băncile din Moldova acordă credite cu 42-44 mediu credite. Chiar și noi în notă de poziție tot este plat. Ați calculat. Da, s-au calculat și sunt asta și e cel mai mare e răspunsul. Domnule Mocan, domnule Surugiu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!